Salutări la toată lumea, sunt Denis. Haideți să vorbim astăzi despre venit pasiv din Avalanche. Pentru că am vorbit de Avalanche până acum, cum să depunem bani în Avalanche, cum să depunem în LP, Liquidity Token Pools, cum să luăm dobânda. Să vorbim acum despre unde să punem și cum să punem și unde să nu punem bani. Și dobânzile se schimbă, de aceea trebuie urmărite. Este un venit pasiv, dar nu este chiar atât de pasiv. Adică trebuie să vedem unde, când să punem, când să scoatem. Și pe scurt, cam tot ce se întâmplă pe Avalanche putem să vedem pe site-ul acesta, mark.io. Aici aveți pool-urile care sunt și dobânzile, application, ce platforme rulează pe Avalanche, ce monede pe Avalanche avem și cât se rulează, ce schimburi și puteți să vizualizați wallet-ul personal. Acum vorbim despre application, de application-urile pe Avalanche. Și după cum vedeți, BenQ este cea mai mare cu 2 miliarde. Când punem bani într-un liquidity pool, trebuie să ne uităm și cât ce valoare este locked, este blocată. Pentru că e posibil ca unele din aceste platforme să dispară. Uitați-vă la Zero, Zero Exchange, care a apărut ca o oportunitate cu zero comisioane pentru tranzacții și văd că nu a mers. Au blocat numai 369.000 de dolari. Acum, dacă aveți bani aici, trebuie să urmăriți cum TLV-ul acesta, Locked Value, crește sau scade. Dacă crește, da, este safe. Dar dacă scade, uitați-vă și la Compass. Nu prea este safe să punem. Adică ce este sub 100.000, nu prea cred că este safe să depunem bani acolo. E posibil să rămânem fără ei. Gondola. Pentru că am depus în Gondola USDT stablecoins, cu o dobândă bună de aproape 40%. Și ne uităm la ce lichiditate are blocată. Și văd aproape de 1.772.000 de dolari. Da, este ok momentan, dar trebuie urmărită. Când acest TLV scade, banii trebuie retrași. Pentru că există un risc. Ca peste tot există un risc. Ok, cam asta este. Când vă uitați că puneți în lichiditate, chiar dacă pe pool vedeți dobânzi foarte bune, uitați-vă exact și câți bani sunt acolo. Pentru că cele mici, da, au șanse de câștig, dar au șanse să și dispară. Și dacă mergem pe puls, să vedem ask per year, dobânzile, aici ne arată cele mai mari dobânzi. Uitați, USDT în ZABU. 35, dar nu, încă nu s-a deschis. Încă nu s-a deschis. Cele care au TLV0 încă nu s-au deschis. Și de aceea dobânda este, nu este reală. Iar monedele care nu sunt cu E, uitați aici, BTC, fără E, sunt vechile monede de pe Avalanche care vor dispărea în curând. Așa că nu încercați să cumpărați, o să vedeți că prețul este diferit, iar să vindeți la fel este diferit, pentru că vor să le scoată din USD. Uitați-vă la cele cu E. Ok, show more. Uitați, USDT, ZAP, 2,3. În perioada aceasta în care ne așteptăm la o corecție mare, nu este indicat să investim în monede mici, în monedele exchange-urilor, pentru că acestea vor cădea foarte tare. Dacă aveți, cum am și eu, în liquidity, puneți monede corelate, monede în care aveți încredere și le țineți pe termen lung. Uitați cum este. Uitați, eu am ETH AVAX. Și aș putea să pun pe, să mut pe Snowball prin Trader Joe cu o dobândă de 2,3. Ca și cred că o să fac lucrul acesta. Păi nu l-am văzut. De aceea trebuie urmărite toate aceste
dobânzi. Pentru că se schimbă și noi urmărim să avem o dobândă cu cât mai mare, cu atât mai bun. Ok, în tokens vedem ce monede au și cât se rulează pe Avalanche. Și în wallet vedeți wallet-ul vostru. Cam atât pentru astăzi. Aveți grijă de banii voștri și aveți grijă unde îi depozitați. Și urmăriți tot timpul. Cum spunea Warren Buffett, puneți toate ouăle într-un coș, dar urmărește coșul. Numai bine.